Vicepreședintele Partidului Social Democrat Gorj Ciprian Florescu a declarat că până în acest moment niciun coleg de organizație nu și-a exprimat dorința de a candida pentru funcția de vicepreședinte, însă există posibilitatea ca lucrurile să se schimbe. Conform statutului, dacă vom considera că este oportună sau dacă cineva își va arăta această intenție, poate să o facă chiar în timpul congresului. Nu ne împiedică, dacă nu am făcut propunerea acum, nu ne împiedică să nu avem un vicepreședinte. Se este discutabil. La PSD nu prea se întâmplă lucruri din astea. Ba da, se întâmplă. Pe lângă socialdemocrații ce se află în biroul permanent județean și care vor participa la întâlnirea de la București, se vor mai regăsi și alții membri care nu se regăsesc în structura BPJ-ului.